Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aș vrea să vorbim un pic despre chirii, pentru că deși suntem o țară de proprietari, cred că suntem în Uniunea Europeană țara care are cel mai mare număr de proprietari. Sunt foarte mulți oameni, mai ales tineri, care trebuie să stea în chirie și citesc și aud de peste tot că au crescut chiriile zdravă, ca să nu zic peste orice măsură, în ultimul timp. Iar acum că au început facultățile, numeroase familii descoperă că au de plătit uneori sute de euro în plus pentru a susține copiii la facultate. Și, mă rog, în afară de studenți, sigur, e o problemă și pentru chiriașii, care n-au nimic de a face cu facultățile și care descoperă și ei că proprietarii le cer mai mult. Am văzut o analiză Economedia, care ia date din mai multe portaluri sau dintr-un portal foarte mare de proprietăți imobiliare, de vânzări, cumpărări, închirieri. Și aparent chiriile din București le-au ajuns din urmă pe cele din Cluj-Napoca. Da, asta e o știre. Da, asta mi se pare unul din semnele apocalipsei. Mamă, nene, deci dacă București a ajuns așa rău din punctul ăsta de vedere. În Constanța, de asemenea, au crescut chiriile. Deci, întrebare pentru voi. Sunați-ne la 0372069599. Au crescut chiriile? Într-adevăr ați simțit asta? Și credeți că or să mai scadă vreodată? Puteți să ne spuneți cât plătiți, pentru ce spațiu, unde anume, în ce oraș și locuri pentru cămine, locuri în cămine, a prins cineva? Nu mai știu acum cum este și cu locurile. Și cât o mai fi căminul? Da. Când eram eu student, era bătaia de cap de pe lume. Trebuia să fii prieten cu ăia de la sindicatul studenților să obții un loc în cămin. Era nenorocire. Și cum o arăta căminul? Da. Că și asta este aceleași cămine. Nu cred că s-au mai construit. Da, cred că s-au mai recondiționat. Bun, fiți atenți, prețuri, până ne sunați. Garsonierele din capitale se închiriază luna aceasta cu o sumă medie de 320 de euro pe lună. 10% creștere de la începutul anului. 320 de euro pentru o garsonieră? Numai chiria, că mai utilități și alea, da. Te duci pe la 400 ușor. Două camere, 500 de euro pe lună. Trei camere, chiria medie, 650 de euro pe lună. Asta în București. Mai sunt diferențe, adică în Iași pare să fie mai bine, dar nu cu mult, adică două camere în Iași costă 400 de euro. În Timișoara, o garsonieră este 230 de euro. Nu înțeleg de ce Timișoara e un oraș așa mișto. Și două camere, 350 de euro. Și așa mai departe. Am văzut inclusiv pe Reddit, se plâng oamenii că orice ar face nu reușesc să găsească un apartament de două camere, de exemplu, sub 400 de euro în București. Și asta cu bătaie, adică dacă se mișcă foarte repede și în general nu arată grozav la 400 de euro. 0372069599, sunați-ne și spuneți-ne dacă ați constatat că au crescut chiriile în ultima vreme, ce găsiți la banii pe care îi aveți, cam cum vă descurcați și dacă aveți probleme cu proprietarii, dacă vă dau afară. Uite, într-un complex imobiliar ăsta mai nou din București, din Militari, garsonierele au ajuns la 450 de euro. Două camere 450 cartier... 450 de euro o garsonieră? O garsonieră, da. Două camere cartier Gheorgheni, Cluj-Napoca, 500 de euro pe lună. Mie mi se pare niște sume... Am zis, în Timișoara, garsonieră, 250 de euro pe lună. Uite, în Militar Residence, cineva scrie că o garsonieră este 180 de euro. Mi se pare foarte puțin. Da, dar Militar Residence nu este neapărat un ora, un loc în care ajungi ușor sau de unde poți să ieși. Da, și nu știu dacă, mă rog, dacă e mobilată sau nu, depinde acum. Da, Militar Residence, acolo nu știu dacă mai sunt blocuri cu fosă septică. Știi că ăla este un cartier în București. Știu, da, știu ce zici. E legendar că sunt blocuri de 10 etaje care au fost septice, ceea ce mi se pare uluitor. Cum poți să dai autorizație pentru... Și cum e? Când ai opțiune, poate e și asta o opțiune. 0372069599. Vă așteptăm în direct să discutăm pe tema asta. Da, n-am spus unde sunt creșterile cele mai mari, proporțional, din analiza respectivă, în Constanța. Creșterile sunt pentru... și pentru garsoniere și pentru apartamente de două camere și trei camere de peste 20%. Deci... Okay. Hai să vorbim despre cât de mult au crescut chiriile sau nu. 0372069599. Bună dimineața, Andrei. Bună, Andrei. Bună dimineața, domnilor. Stați-mi să vă zic pentru emisiune pe care le faceți de fiecare dimineață. Sunt foarte, foarte wow. Mulțumim. Eu locuiesc în municipiul Deva de ceva vreme. Având în vedere faptul că aici nu se prea construiește, chiriile pentru un apartament cu două camere
cuprind undeva între 280 de euro și 300 de euro pe lună. Deci, e la București, zic da. Așa câte o garsoniere. Ok, dar bun, dar tu stai în chirie acum? Da. Și dacă vrei să cauți, adică dacă ești în căutare altceva, dacă vrei să te muți undeva mai bine, cu bani mai puțin... Mai jos de 280 de euro nu găsești în momentul de față. Scuză-mă, eu deci, nu știu, iartă-mă, nu știu copil, dacă... Da. Am și un copil mic și atunci cumva un apartament cu cameră ar fi insuficient pentru noi. Bun, scuză-mă că nu știu, dar în Deva există vreo universitate? Există? Da. Aveți să studenți? Sunt cele care sunt la FF-ul, la fără frecvență, la distanță. Adică ce aparține de Arad, ce aparține de Sibiu, de Alba, știu eu. Deci la Deva nu e universitate? Sunt câteva secții. Deci sunt câteva secții da, care aparțin de alte universități din orașele mai mari. Deci nu aveți o presiune din cauza studenților care să vină în oraș și se cazeze? Nici vorbă, nici vorbă. Motivul pentru care, sau motivul pe care îl invocă toți proprietarii sau toți constructorii sau toată lumea, să zic așa, este că nu se prea construiește în zonă și probabil asta ține prețul sus. Eu am locuit în Arad din 2015 până în 2022 în decembrie. Și chiriile sunt mai jos acolo decât aici, asta e problema. Asta e explicația, nu se mai construiește. Ce ciudat. Apropo de studenți, uite, mulțumim. Ne scrie Cami, ei plătesc pentru fica lor, studentă în Timișoara, o garsonieră de 16 metri pătrați, 200 de euro. La cămin se intră numai cu pile, ne spune Cami. În schimb avem vești de la Cluj. Ești sub medie în Timișoara. În Timișoara medie este 230 de euro. Da, deci... e foarte mic, are 16 metri. 16 metri o chițimie. La ești Cluj, auzi, când florești, e 250 de euro o garsonieră. Ok. Și Nina din Constanța spune că în Crângaș, la căminele studențești, costă 180 de lei pe lună. Dacă prinzi. Dacă prinzi. Da. Da. Mara, bună dimineața. Bună, Mara. Bună dimineața. Bună dimineața. Te rog. Deci, care e experiența ta cu chiria? Ne mai auzi, Mara? Da, da, sunt aici. Te ascultăm. De unde ești? Sunt din Cluj. Așa? Plătești chirie? Stai cu chirie? Locuiesc și eu în chirie și am dat și în chirie o garsonieră. Așa? Tot în Cluj? Tot în Cluj, exact. Și okay. Nu, chiar nu am vrut să contribui la creșterea foarte mare și ridicolă a prețurilor. Și am chiriat o garsonieră, nu este construcție nouă, dar înăuntru totul este nou, mobilă la comandă, cu, într-o zonă foarte bună de casă, liniștită, foarte aproape de centru, cu 190 de euro. În schimb, tu te-ai hotărât să plătești cât? 250 unde stai acum? Puțin mai mult. Dar de ce nu stai în garsoniera ta? În care locuiesc de 15 ani. De ce nu stai, să întrerup, de ce nu stai în garsoniera ta? De ce ai dat-o pe aia în închiriere și plătești mai mult în altă parte? Pentru că suntem mai mulți. Asta. Adică am fi destul de mulți pentru o garsonieră. A, înțeles, sunt că tot o garsonieră și asta. Nu, sunt foarte mulți, am cunoscut și eu, am și prieteni. Mulțumim, care, Mara. Când a fost bulea imobiliară, bulea nefericită la imobiliară, din 2010 da. Atunci, da. Au cumpărat garsoniere sau apartamente cu două camere, pe care au plătesc foarte în continuare mult. Rate și foarte mulți bani. Da. Pe care au fost nevoiți ulterior să le închirieze, că evident că după ce ți întemezi o familie, nu mai stai în garsonieră și nici în ala de două camere. Da. Sau, mă rog, ocazional poți stai în ala de două camere până ai o familie mai numeroasă, însă au fost nevoiți să se mute și alea sunt închiriate și ei plătesc chiria în altă parte, că n-au mai putut să-și cumpere altceva, fiindcă au situația blocată cu creditul de la garsoniera sau apartamentul respectiv de două camere. Aici este o problemă pe care unii dintre cei care își cumpără case ca să nu mai stea, sau, mă rog, locuințe ca să nu mai stea în chirie, nu anticipează corect. Adică își fac un credit pe 30 de ani. N-ai cum să anticipezi pe 30 de ani. Stai puțin. Își fac un credit pe 30 de ani și își iau un apartament de două camere, că au o ocazie, o oportunitate. Dacă și după au aceea, sub nevoie, da. Da, și după aceea, peste în câțiva ani, se căsătoresc și fac un copil doi și descoperă că au brusc o problemă cu o locuință pe care nu mai pot să o vândă la prețul la care au luat-o, sunt în pierdere, ce fac și așa mai departe. Deci, ideea e, dacă îți cumperi o locuință, gândește-te bine că va trebui să plătești pentru ea, într-un fel sau altul, mulți ani de acum înainte. Petre, bună dimineața! Bună dimineața, Petre! Bună dimineața, băieți! Bună dimineața! La ce prețuri ați dat voi pe mine, m-a speriat. Eu cred că sunt un caz fericit. Ia zi, de unde ești? Eu sunt din Fetești. Fetești. Și am o fată, fiică mea, la facultate la București, la fizică. Da.
stă în cămin. Locurile au fost și cred că sunt și acum. Și prețul chiriei plătește 150 de lei. La cămin este soluția ideală pentru studenți. Da. Pentru studenții care, sigur, nu au familii care își permit să dea sute de euro pe chirică. Altfel, dacă ești bogat, plătești mai mult. Da, nu, dar în București cresc chiriile. Uite, ne-a scris Nicoleta că este proprietara unei garsoniere în Paladi, în București, pe la marginea Bucureștiului Paladi. O închiria cu 300 de euro garsoniera în martie, iar acum a închiriat-o cu 350, că e cerere foarte mare și n-a trebuit să pune prețul, așa au oferit oamenii. Mă, ce tare! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.